Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Hât, fraților, este o zi minunată. O zi minunată în care n-am luat bac. Da, după cum ați auzit, am picat bacul, am picat examenul de bacalaureat. Am picat la română, am luat notă mică, mai exact 4.25, pentru că n-am învățat. Nu mi-este rușine să recunosc, n-am luat bac. Asta e ce? Am luat la matematică 5.50 și la logic 8 și ceva. Și îmi trebuia 5 la română să-mi iasă media și n-am luat. Acum o să mă duc să depun și eu contestație, poate, poate, dacă nu dau în toamnă. Nu este nicio supărare, pentru că eu n-am învățat deloc, eu n-am învățat. N-am deschis vreun caiet vreo secundă, nu mi-am dat interesul, am tratat cu superficialitate acest bac și se pare că și el m-a tratat pe mine. Ce este drept, eu la română n-am făcut meditație, am făcut doar la matematică și la logică. Am zis că la română îl iau și uitați că nu l-am luat, așa că asta este, nu m-a dus mintea. La mai mult. Și la matematică trebuia să iau mai mult, dar nu știu ce s-a întâmplat. Adică eu, după calculele mele, trebuia să iau minim 6 și 10. Dar asta este, stați că sună telefonul. Nu răspunde. Asta este situația. Acum mergem să fac și o contestație, după care mergem la sală, că nu pot să uit sală. Și vedem, poate iau, dar îmi trebuie 75 de sutim, cum ar veni, nu? 75, da. Și nu cred că o să iau. Adică nu știu, vedem, poate dau de un corector care îi pare rău de mine. Mai hai să dau și lui 5, o să ia și-l bacu, că cum ar veni, trebuie să-mi media 6 minim și am 5.50 la matematică cu 8 de la logică și între 5 la română și mi-a ieșit media, sunt tătic. Acum mergem să luăm pe electoratul și mergem la sală, la contestație și pe aceea la sală. Ce părere ai, grasule, că picai bacul? Mă așteptam, dar nici chiar în halul ăsta. Bă, cum în halul ăsta, că nu picai rău? Bă, 3 ședințe dacă le făceai la română, treceai, bă, 3 ședințe, nu era nevoie. Lasă-mă, dacă poate iau după contestație. Cam greu, da? Măcar în toată. Băi, eu mă gândeam așa, deci la ce noroc am eu în viață, s-ar putea ca după contestație la română să-mi dea ăștia 4.95. Pe cuvântul meu, bă, că mă duc și dau foc în fața primăriei. Asta dacă nu cumva să mai scad. Ar fi bulangii. No, n-am cum să-mi scadă. Hai, domnul, să știi clar. Ar fi bulangii. Dar vreau și un ban acum, să nu mă arătă copiii de mine. Dar ce, bă? Trebuie să-mi acum ce gustau semințele după bac. Eu nu sunt așa de ca să iau bacul cum ar veni, adică ca alții. Adică eu nu depind, nu trebuie să mă duc la facultate sau ăștia. Sau să dau admitere sau ăștia. Lubeniță. Mergem, am venit și o să dau bacul. Acum am ajuns și noi la sală, am făcut contestație, am uitat să mai filmez, grăsul aici se încălzește. Eu m-am încălzit și acum trece să facem triceps astăzi și la final băgăm puțin antebraț. Te mai lăsa pe față. Dar nu vorbim. Da. Acum vreau să facem niște triceps. De asta cu gantra. Acum e ce stuia, mă? Că nu știu cum îi zice astuia. Dar e șmecher exercițiu. Îl recomand. Hai. Așa, grăsuțule, așa. Am terminat și noi acum antrenamentul, avem tricepsul umplut de mușchi și de tot și acum mergem să mâncăm ceva pentru că este super, super foame. Așa arată un om obosit care n-a luat bacul. Ne-am comandat și noi de mâncare câte o cafeluță. Bă, de ce nu mă focalizează asta? Tot nu vrea să mă ia. Ah, gata. O cafeluță, o cola zero, un meniu zilei cu ciorbă de pui și la felul 2 avem șnițel de pui cu cartofi. Știu că este mâncare cam grasă, să zic așa, dar noi nu suntem să fim cu fiber, să fim ca Dorian. Noi vrem să arătăm pentru noi, să fim cât de cât ok și să mâncăm și cât de cât normal. Ne-a venit și ciorbica, mie și lui grasul. Nu mai mănânci pâinea, că tu mereu mi-e pâinea. Bine, mă, fiecare cu pâinea lui, bilogule. Băieți, acum am mâncat și noi și mergem acasă să filmăm, să ne facem treaba. Atent să-mi doi în care va da, mă, da, mă uit. Bă, voi nu urmați exemplul meu, luați bac, pentru că eu m-am relaxat, m-a durut undeva de el și până la urmă eu o să-l iau, că n-am încotro, adică dacă nu-l iau după contestație, dau în toamnă și-l iau. Dar voi nu vă culcați pe urechea mea, că eu nu mă duc la facultate, adică n-aveam de gând cel puțin acum să dau. Vreau să mă concentrez pe YouTube, cel puțin anul ăsta, du-te mă de aici. Dar voi luați bacul, deci faceți tot posibilul, pentru că este foarte bine să-l ai, mai ales în țara asta de căcat. Și spălător pe stradă, îmi pui mei, îl angajează pe ăla cu bacul înainte. Vă nu vă uitați la mine, pentru că eu n-am nevoie de bac acum, în momentan, de-aia nu m-am stresat. Că dacă aveam nevoie,
făceam meditații și la română și luam pe la urma urmei, dar eu nu mi-am dat interesul. Eu primele subiecte care le-am văzut pentru BAC au fost în ziua BAC-ului, că eu nu m-am interesat de română. Eu m-am culcat pe urechea că e ușor la română și n-a fost chiar așa de ușor. Poate le iau după contestație sau poate nu și poate le iau în toamnă. Dar, repet, mie nu-mi trebuie acum, dar voi vreau să luați, adică vreau să nu vă culcați pe urechea mea. Acum, du-te bă, drecu, vrei să dai mine, bolangiule. Ba, grasule, te pup, nimic, hai, du-te, că vine mașină. Nimic, avă, nimic. Hai să filmăm. Acum am lăsat și noi pe grasul acasă, acum mergem să filmăm și să editez și eu vlogul ăsta pentru că îmi stă pe inimă. Mie nu-mi place să am vloguri needitat. Cum ziceam, cum am zis atunci, bă, luați bacul, este foarte bine să-l aveți. Eu de bine de rău am o sursă de venit din YouTube, nu e să mă ascunsă ăștia și îmi permis să stau fără bac. Pot să mă concentrez mai mult pe YouTube și pe mai multe chestii. Momentan mie nu-mi servește bacul, dar vreau să-l iau pentru că cine știe ce se întâmplă și poate vreodată o să fiu nevoit să mă angajez sau poate să mă duc în armată, poliție. N-ai de unde să știi ce rezervă viitorul și în țara asta în care ai nevoie de bac cam peste tot, de-aia am vrut să-l iau, pentru a avea un plan B, să zic așa, de fapt un plan C, că plan B, am un plan C în caz de orice, știți? Aia zic. Deci este un lucru foarte bun să aveți bacul și eu asta vă recomand să învățați să luați bacul. Nu este greu, adică gândiți-vă și voi că eu n-am învățat deloc. Eu doar la meditații m-am dus la matematică și la logică și drept dovadă că doar m-am dus la meditații fără să-mi fac teme acasă, fără să învăț, fără să știu un caiet, am luat la cele două materii bacul. La română nu m-am dus deloc la meditații și n-am luat. Sperăm că după contestație cei care vor corecta o să fie mai de treabă și poate îmi dau și mie cinciul și o să iau bacul. Dar dacă nu dau în toamnă, nu este nicio problemă, adică altceva mai bun de făcut n-am. Trebuie să iau bacul. Toți trebuie să-l luăm. Și mai zis, nu este greu să iei bacul, chiar nu este. Eu, bine, zic eu că am luat, dar mi-am dat seama de lucrul ăsta, nu este greu. Dacă îți mai dai și interesul să bă o oră pe zi, în ultimele 5-6 luni, să înveți la câte o materie, n-ai cum să nu-l iei, este imposibil să nu-l iei. Deci, nu e greu, dar trebuie numai să aveți puțină ambiție, atâta. Ce faci, bă, aici? Îți faci baie în piscină? Uite cum stau sub bacul. Ia. Hai o dată că te-ți bagă mașina în curte. Da, ești mare înotător. Ia să te văd. Nu te bagă capul în apă. Stai puțin. Ești bun. Dar ziua noastră normal că s-a terminat. Acum mergem la Fan Curier să luăm banii de pe calculator, pentru că ieri i-a ajuns calculatorul băiatului respectiv care l-a cumpărat, adică Andrei, l-a primit, mi-a trimis și poză și o să vă las eu un link, dar nu cred că acum că nu mi l-a trimis, când i-a făcut unboxing. El mi-a zis că i-a făcut un unboxing și o să vă las linkul când o să fie gata videoul lui, ca să-l vedeți și voi. Deci calculatorul a ajuns și acum mă duc la Fan Curier să ridic banii, pentru că eu am insistat să-mi vină banii acasă și văd că n-au venit acasă, așa că mergem la Fan Curier și stăm la coaza coilor ca să luăm bani. Mașina noastră cu ibușor de nebunii. Te așteaptă ca să vii. Oh. Dai drumul la motoare. Cum le place la domnișoare. Dăm drumul la ce? E cal rău mâncavaș. Ne afigurăm și parcăm aici la Ioance. La 20.000 de like-uri la clipul ăsta promit că venim într-o noapte și furăm măgențile lui Ioan ce vreți, că ar da mai bine pe mașina mea. Îl luăm și pe Ioan ce cu noi, care și asta treabă până la Fan Curier și dacă tot mă duc acolo, iau și pe el cu mine. Ne-am oprit acum la non-stop cu frumoasa mea la o cafea și cu Ioan ce, ne-am luat o cafeluță și o apă plată, că suntem în pauză, așa e, men? Ia uitați-l pe grasul. Dar n-are loc! Ia să vedem unde parchează. Spiritul lui e de vingător, se vede în mulțime. O bag acolo, la oficial. Ce faci, grasule? Auzi că nu luași bacul. Bacul 750, bă. Când? Că nu mi-amintesc. 753, cel mai mare din familia mea, aparent. Ce? Cel mai mare din familia mea. Da? A promis? Aoleu, ce făcui, mă, m-a ars la piciorul. Așa.
că la 20.000 de like-uri la acest clip dă cabrio și ia M3 cabrio, original. Dar tot de Andrea. Dar dai tu bani, nu? Că păi nu. Ce vizi în preu, tot pot să-mi iau eu unul. Aia, păi nu-l vând, mă, că eu mi-au două de lea, că ăsta e volan stânga. IPS, supraapreciat. Ce să mă filmez? Cine e Pulangiu? Tu ești Pulangiu. Deci uitați-vă că numai asta care mă filmează mi-a strigat într-un an că o să iau bacul în toamnă. Nu așa zicea Pulangiu de Ioancen. Dacă îl iei, bineînțeles. Păi îl iau. E sigur. Îl iau. La pariu? La pariu. Nu știu cum ești pe ăsta. Mă luați pe camera mea. Ce? Mă luați camera. Mama. Da. Ia uite la el. Bă, la câtă grijă filmează. Bă, iau așa. Fraților, acum am ajuns și eu acasă. O să trebuiască să închid acest vlog pentru că trebuie să mă duc să îl editez. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Nu uitați că o să găsiți și Instagramul meu unde scrie acestui video, unde aș aprecia enorm să-mi dau și mie follow, să ne strângem cât mai mulți pentru că acolo postez diverse lucruri și informații de ultim moment. Așa că dați-mi follow. V-am zis, nu fiți supărați că am picat eu bacul. Că eu de luat îl iau sigur. Dar aveți voi grijă să luați și să nu faceți ca mine pentru că nu este un exemplu bun. Nu sunt un exemplu bun. Și cei care au dat bacul și se uită la acest video, vreau să-mi spuneți ce note ați luat voi la bac. Eu am fost Brecea și noi sigur ne vedem. Vedem data viitoare. Pa, pa!